pe lângă glumițele pe care le faceți voi, și e normal să le faceți și sunt frumoase, trebuie să vorbim și serios. Da. Pentru că suntem la o emisiune despre dragoste. Și cumva e normal să vă pun întrebări mai inconfortabile. El vrea să mă scoată din stare, întrebări, da. Întrebări, da, dar eu îți spun ție. Adică nu trebuie să mă acuzați sau să vă simțiți nu știu cum că intru eu și încerc să aflu. Nu, nu. Nu. Trebuie să vorbim și răspund, despre dacă se întâmplă în sufletul vostru, a celor care au început să simtă ceva, într-adevăr. Am ales să fiu transparent și așa sunt. Adică dacă există două persoane aici, în această casă, care într-adevăr simt ceva în sufletul lor, trebuie să le descos și să aflu ce e acolo. Trebuie să vorbiți despre asta. Acum că pentru aceeași fată, iertați-mă. Nu e vina mea. E vina voastră. Da. E vina, nu știu. Sorți. Da. Poate așa. Dar s-a consumat ceva între voi? Nu s-a consumat, asta a fost chestia. Oare nu de aici pleacă problema? Da. Pentru că voi doi v-ați dorit enorm să fiți împreună și de fapt n-a fost nimic? Da. Eu am ales, ea automat nu are cum să spună că simte ceva, ar fi și aiurea, chiar dacă ar simți să zică ceva, pentru că e Alex aici și m-aș simți și eu prost față de el care spune chestia asta. Și ea, probabil și toată lumea. Și paza e că, într-adevăr, nu s-a consumat. Doar că ea și-a găsit pe cineva. Da, foarte frumos. Dacă care i-a fost alături în acea perioadă, tu nu ai reușit să-ți găsești pe cineva. Foarte frumos. Pentru că dacă și tu reușeai, cu siguranță cumva treceai mai ușor. Da, s-a consumat deja. Da. Știți cum sunt chestiile astea, doamna? Te întâlnești peste 20 de ani cu o colegă de liceu pe care ai plăcut-o și te-a plăcut toată viața la petrecerea balul bobocilor și te înveți în seara aia și te-o petreci cu ea. Ceva de genul ăsta probabil se va întâmpla și la noi vreodată. O relație eu cu ea nu o să am pentru că mă consider... Nu vorbesc de ce urmează să aveți sau de ce-ți dorește, asta am înțeles. Da. Vorbim strict de ce simți tu în sufletul tău. De ce încă mai simți lucrurile astea? Nu știu. Pentru că probabil nu s-a consumat. Da. Adică v-ați sărutat de câteva ori pe aici și în rest ați păstrat legătura telefonică. Da. Telefonic. Adică era o chestie... Ne doream foarte tare să ne vedem. Probabil ați văzut și dumneavoastră din mesaje, din expresii, dorința arzătoare, ca să zic așa, și când am venit, nu mai era acea dorință, totul era schimbat. În două zile, trei zile, s-a schimbat tot gen. Asta a fost chestia care m-a... Alex, tu când te-ai îndrăgostit de Simina? Cel mai mult când am fost atunci în club. Ce ți-a plăcut la ea? Păi că e sinceră, caracterul ei și cam poți să-i totul. Neînțelegerile astea pe care noi le vedem aici în emisiune, pentru că nu vă vedem și în afara emisiunii și nu știm exact cum vă înțelegeți voi la telefon sau la date-uri sau la întâlnirile pe care le-ați avut voi înainte de a fi iertați. De unde vin? Și de ce? Eu cred că vin de aici, că s-au acumulat foarte multe certuri, prea mult stres. Și de aici cred că vin. În afară așa noi ne înțelegem foarte bine. Că ne mai certăm așa, e normal să te mai cerți într-o relație. Dar și când am fost acasă, în alea 4 zile nu ne-am certat deloc. Aici într-o săptămână ne certăm de 4-5 ori. Te deranjează prezența lui Jador aici? E clar. Nu m-ar deranja dacă nu s-ar mai băga cu ea în seamă, gen să-și caute... Dar nu, el trebuie să înțeleagă că eu nu sunt singurul care mă bag cu ea în seamă. Și ea se bagă, involuntar. Da, dar el, Simina, de foarte multe ori a încercat să le evite și am și văzut că s-a băgat cu ea în seamă. Da. Că poate se mai bagă cu ea în seamă. Și atunci când era rău aici, gen, nu intra, ți-e rău. Se băga în seamă. Da, era rău și na, mi s-a părut normal să întreb. N-am nimic cu ea. Chiar dacă ea evită într-adevăr și eu văd că evită să mă bage în seamă, se duce prin... după bucătărie ca să nu se supere el. Și era normal, oarecum normal, dar cred că dacă ar încerca să, gen, să se împrietenească, să fie prieten și atât. Bună, J'adore, atât, ce faci?
prieten și normal, cum sunt ceilalți în casă. Știi ce cred unele persoane? Cred că ar fi mult mai ok. Pentru ei, pentru relația. Fapt, lasă-mă să fiu sinceră. Știi ce cred eu? Ce? Că nu o să-ți treacă niciodată. Da. Știi de ce? De ce? Tocmai pentru că nu ai avut-o. Tocmai pentru că nu ai avut o relație cu ea. Tocmai pentru că nu s-a consumat nimic între voi. Tocmai pentru că va rămâne acolo, ca fata de care te-ai îndrăgostit, nebunește la prima vedere și nu v-ați consumat... Nu ți-ai consumat tu dorința aceea de a fi cu ea. Da, chiar că la prima vedere a fost. Și ai avut dreptate când ai spus, chiar și cu copii, chiar și căsătorită, îți va rămâne în suflet și va fi acea fată pe care nu ai avut-o. Va rămâne o fată specială, da. Poți să intri dacă ți-au trecut glumele, dacă ți-a trecut cheful de glume. Vă dau un exemplu personal, nu știu altul. Adică știu o grămadă, dar mai bine să vă dau un exemplu personal. Primul meu iubit, prima mea relație. Ne-am iubit nebunește. El a trebuit să plece din țară. Eu aveam 18 ani. Nu avem încă 18 ani. Mai aveam puțin și împlineam 18 ani. Și el a trebuit să plece din țară. Părinții lui se mutau din țară. Bineînțeles că îl luau și pe el. Și cumva urma despărțirea dintre noi doi. Pentru că n-aș fi putut să plec și eu cu el sau... Și... Pentru că nu am putut să plec cu el. Bineînțeles, a venit acasă la ei mei, m-am vorbit, m-a cerut de soție, cumva să... Tata a nebunit, nici nu a vrut să audă de așa ceva, dar noi încercam să rămânem împreună. Și nu s-a putut, bineînțeles. El a trebuit să plece, eu am rămas în România. Și toată viața și momentul de față, mă gândesc la el, dar bine, poate era și prima iubire. Și toată viața mi-a rămas acolo. Normal că au trecut ani de zile. Eu cred că era prima iubire. Un copil, am iubit din tot sufletul un alt om. Îmi văd de viața mea, n-am nicio problemă. Eu nu mai sufăr după el și nici el după mine. Dar vă mai aduceți aminte? A rămas acolo și rămâne acolo. Rămâne acolo. Pentru că ți-ai dorit să faci ceva, pentru că ți-ai dorit și a fost imposibil. Au intervenit niște... Da. Adică mă gândesc că poate și la voi există o fată care a rămas acolo. Din diverse motive, că a fost prima iubire, că v-ați simțit cel mai bine alături de ea, că, nu știu, la un moment dat v-a despărțit soarta și vă e ciudă, v-a fost ciudă că nu s-a putut mai mult. Sunt extrem, extrem, extrem de multe motive. Sunt sigură că în sufletul fiecăruia, dacă nu este acum o fată, pe care nu neapărat că o iubiți, dar care să însemne ceva, care a însemnat ceva, da, așa. Și de care o să vă aduceți aminte toată viața, cu siguranță dacă nu e acum, va fi. Am fost cu prietena mea, vreau să vă dau un exemplu și prietena mea, cunoscut, ca să zic așa, și am mers la un restaurant și mâncam. Și ne-am pus la masă și vine ospătărița. Și el când a venit ospătărița, a rămas pur și simplu blocat. A rămas blocat, s-a dus afară, a fumat și a spus, uite, vezi pe fata aia. Fata aia e prima mea iubire și a început să plângă. Și el era căsătorit, avea copii. Bineînțeles, și iubea soția, și iubea copii, și iubea viața pe care o avea și era fericit cum era, doar că a rămas acolo ceva. Da. Cred că acesta este diagnosticul tău. Ce să nu să treacă niciodată de Simina. Nu. Dar nu, asta nu înseamnă că tu o să suferi toată viața ta după Simina. Ci pur și simplu o să rămână acolo. Trebuie doar tu... Să știi să-și vezi de viața ta înainte. E mai ca o dingă din cântor.
la o anumită intensitate. Care nu sunt sensibili, care nu... Sau poate sunt și nu vor să arate. Sau poate sunt și nu vor să arate. Dar nu, chiar și atunci când sunt ei singuri, ei cu ei, ei nu simt lucrurile astea. Sunt anumite persoane, din păcate. Dar dacă tu simți eu lucrurile astea, trebuie să foarte... fii fericit. Sunt o fire foarte sensibilă, da. Adică... plâng la filme. Și e rău, adică... M-am uitat la un film. Mă uitam la film, s-a întâlnit fiul cu tata după mult timp. Da? Am început să plâng. Și trebuie să fii fericit că ești așa. Pentru că tu poți să simți anumite lucruri la adevărata intensitate. M-a făcut să-mi aminte de fosta mea iubire. Și e frumos, pentru că sunt persoane care sunt de rece. La momentul de față are și copil, este și căsătorită. Și sunt sigură că și ea te are pe tine undeva în sufletul ei. Sunt sigur. Asta e viața, dar e frumoasă așa cum este ea. Bogdan, da, Andreea. Ai reușit să te apropii de Ana? Da, suntem apropiați. Îți mai fuge gândul la Roxana? Nici o secundă. Nici o secundă. Nici o secundă, mai ales după ce s-a întâmplat astăzi. Nici seara, nici, nu știu, când înainte să pui capul pe pernă, nici când, nu știu, mai vezi așa poze cu voi doi? Sincer, la Ana, chiar dacă e... De vreme mă gândesc, pentru că nu mai vorbim așa des acasă și mă gândesc dacă se scriu sau nu seara. Deci mai des mi se întâmplă să mă gândesc la Ana, nu prea. Nu mai există nicio fărâmă pentru Roxana? Nu. Pentru că știm cu toții cât de tare ți-ai dorit-o, cât de tare... pentru că am fost foarte aprins, foarte hotărât, dar lumea nu înțelege că pe cât de hotărât am fost... În scopul meu nu a fost la modul doar atunci. Așa sunt eu de fel. Sunt foarte hotărât, sunt foarte ambițios. Și dacă m-am hotărât că o vreau, am făcut-o posibil să o am. Și când am avut-o, am zis că o să am grijă de ea și că o să fie a mea cât mai mult timp posibil. Dar dacă ea nu a vrut la fel, m-am hotărât să trec mai departe. Și dacă mi-am pus în cap că vreau să trec peste, eu sunt foarte realist de fel. Nu... N-aș putea niciodată să mă mint că îmi place cineva destul de mult încât să trec peste faptul că m-am înșelat. Nu există așa ceva. Nu m-aș respecta pe mine ca om și oricât de mare ar fi iubirea și în momentul ăsta dacă aș plânge după aia seara,
tot aș fi conștient că nu are sens să sufăr, nu are rost, trebuie să trec mai departe, pentru că în orice caz posibil nu am cum să ies bine. Voi, băieți, ați pus ochii pe vreo fată? Roșcior, eu. Da. De aici, din casă. Da, mici șanse. Toți pe aceeași fată. Da. Serios? Noi am tot făcut pași. În momentul de față eu mă retrag. Dacă va mai face pași spre mine, voi mai face și eu. Dacă nu, o lasă de curgă cum vrea în momentul de față. Nu mai mă pasă. Te-a dezamăgit cu ceva? Nu m-a dezamăgit, dar mult prea aruncă la vorbe așa și nu zice nimic concret. Crezi că se joacă? Exact. Am și vorbit cu Rafael astăzi în grădină. Și i-am zis, poți să-ți faci câți pași vrei tu, eu te voi lăsa pe tine. Atât timp cât ea nu mai face niciun pas spre mine, eu nu mai fac niciun spre ea. Eu am făcut îndeajuns. Foarte bine. Despre cine? Despre cine era vorba oare? Iar vorbeam cu Rafael. Bianca? Eu când zici Bobiciu, zici Bianca, nu? Bravo, subtil. Era vorba despre Berna. Dacă am să te las pe Rafael... Tu, Alexandru, ai simțit ceva puternic pentru Bianca? Da. Și când m-am întors înapoi în casă. S-a văzut. Nu-mi pasă ce cred băieții, ce cred fetele sau ce crede Bianca în momentul de față. Eu știu ce am simțit. Când s-a stins? Nu știu exact să zic când s-a stins, dar s-a stins. Din păcate s-a stins. Din păcate? Din păcate? Da, pentru că am ținut la ea, din păcate, e logic. Pare rău. Dar ai încercat să nu se stingă? Ți-i foc acasă. Sincer, am fost, nu știu, indus eroare de mine, pentru că probabil că n-am știut cum să tratez situația. Nu am știut ce vreau eu, de fapt, când m-am întors înapoi în casă. Și probabil și din cauza asta nu am putut să mă apropii mai mult de ea și din cauza asta s-a și stins tot ce a fost. Dar nu-ți pare rău? Nu trebuie să-mi pare rău. Sunt ok în momentul de față. Adică n-ai rămas cu regrete? Nu, n-am rămas cu regrete. Că n-am putut să trec peste sau că... Nu. Sunt ok. Ești ok. Asta da. E bine.